Vă prezint hotărârea privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. Având în vedere analiza și propunerile formulate de către grupul de suport tehnico-științific pentru gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, privind măsurile necesare a fi menținute și instituite pentru prevenirea și controlul răspândirii infecțiilor. Luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul național, precum și apariția unor noi cazuri de persoane infectate, care mențin o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ-teritoriale și a sistemului sanitar, în contextul necesității de creare a condițiilor socioeconomice necesare relansării graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în temeiul actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Începând cu data de 15 mai 2020, se declară starea de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile. Articolul 2. Măsurile de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe timpul stării de alertă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Regulile de desfășurare a unor activități care necesită măsuri specifice de protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului cu competență în domeniu. Articolul 4. Pentru alte măsuri decât cele prevăzute la articolul 3, necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice centrale și locale emit acte normative și acte administrative potrivit normelor de competență și domeniilor de activitate pe care le gestionează. Articolul 5. În aplicarea dispozițiilor articolului 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 11 din 2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei aprobată cu modificări și completări prin legea 20 din 2020, cu modificările și completările ulterioare și ale hotărârii de guvern numărul 557 din 2016, privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune în colaborare cu Ministrul Sănătății, prin ordin al Comandantului Acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterilor infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național. Această hotărâre se va publica în Monitorul Oficial, partea 1. Semnează președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prim-ministru Ludovic Orban. Îi dau cuvântul domnului secretar de stat, Raed Arafat, să vă prezinte măsuri din deciziile luate în această seară de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Mulțumesc, domnule ministru. Întrucât anexa urmează a fi publicată în seara asta în Monitorul Oficial împreună cu hotărârea, am să menționez anumite măsuri care sunt prevăzute în anexa, urmând să fie anexa după asta consultată integral de la Monitorul Oficial. Deci, o măsură importantă este că începând cu 15 mai 2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise, se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.
Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru asigurarea triajului epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru, respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune, decalarea programului de lucru pentru entitățile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru, să se realizeze la intervale de minim o oră, pe parcursul a minim 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal. Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activității astfel. Accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare client sau persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate, să nu permită accesul persoanelor a căror temperatura corporală măsurată la intrare în incintă depășește 37,3 grade Celsius, referință fiind luată de la Organizația Mondială a Sănătății, și să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat și a ghișeilor. Operatorii de transport, persoane publici și privat își organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice. Este suspendată temporar activitatea de servire și consum a produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelor sau altor locuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații. Deci continuă să rămână închise terasele și alte zone de servire a mesei. Sunt exceptate, cum erau exceptate și înainte, activitățile de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum și cele de tip drive-in, room service, livrare la client, takeaway, etc. Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale și cu suprafața construită mai mare de 15.000 metri pătrați, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici. Sunt exceptate de la prevederea aliniatului 1 a acestui articol următoarele activități. Vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice și a produselor și serviciilor de optică medicală și a serviciilor de curățătorie. Vânzarea produselor electronice și electrocasnice doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliu sau sediul cumpărătorului. Și activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au acces asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului. Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România pentru o perioadă de 14 zile începând cu data de 15 mai 2020. Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 1 următoarele categorii de zboruri, cele efectuate cu aeronave de stat, cele de transport marfă și sau corespondență, cele umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, cele care sunt destinate căutării, salvării sau de intervenție în situații de urgență la solicitarea unei autorități publice din România, cele care au drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România,
aterizările tehnice necomerciale, cele de poziționare a aeronavelor fără încărcătura comercială, cele tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave și cele efectuate de transportator aerien deținător de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene prin curse neregulate charter pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini din România către alte state cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație. Mai sunt și alte excepții care se vor vedea la publicarea acestei anexe. Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România până în data de 1 iunie 2020. Există și aici excepții care urmează să fie văzute în anexa publicată. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgență cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecțiilor. Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția organizării activității astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare, precum și activitățile de internare a pacienților care nu sunt urgențe medicale la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați. Se instituie, începând cu data de 15 mai, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării sau izolării la locuință împreună cu familia sau aparținătorii cu care locuiesc, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a nu-și expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate în spații special destinate, puse la dispoziție de autorități. Cu alte cuvinte, de la sosire, din această noapte, de la momentul publicării, cei care sosesc în țară, indiferent de unde vin, se aplică pentru ei măsura de izolare la domiciliu sau carantină la domiciliu. Rămâne carantina instituționalizată pentru cei care nu pot să-și asigure astfel de spațiu, pentru cei care nu doresc să stea cu familia și vor să stea separați, sau pentru cei care încalcă izolarea la domiciliu și care vor fi trimiși la carantină instituționalizată suportând costurile carantinei pentru 14 zile, care este durata carantinei respective. Există și aici unele excepții care urmează să fie publicate în Monitorul Oficial. Se pot institui prin ordin al comandantului acțiunii măsura carantinării unor clădiri, zone, localități la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică. Măsurile de carantinare instituite pe durata stării de urgență și care nu au fost revocate se mențin în condițiile aliniatului 1. Deci localitățile sau zonele din localități care au fost carantinate și n-a fost ridicată măsura de carantină, rămân sub măsura carantinării mai departe. Se menține închiderea temporară totală sau parțială a unor puncte de trecere a frontierei de stat. Astfel, la frontiera română-ungară, Turnu, județul Arad, cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri. 2. Salonta, județul Bihor, feroviar și rutier, cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră. 3. Săcuieni, județul Bihor, cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri. 4. Valea lui Mihai, județul Bihor, feroviar și rutier, cu excepția traficului feroviar de marfă. 5. Carei, satul mare,
iar la frontiera româno-bulgară, Negru Voda, județul Constanța, Lipnița, județul Constanța, Dobromir, județul Constanța, Zimnicea, județul Telorman, Turnu Măgurele, județul Telorman, Bechet, județul Dolj, cu excepția traficului de marfă. La frontiera română-ucraineană, Sighetul Marmației, județul Maramureș, Isacea, județul Tulcea. La frontiera română-moldoviană, Rădăuț, Prut, județul Botoșan, Oancea, județul Galați. La frontiera română-sârbă, Porțile de Fier 2, județul Mehedinți, Drobeta, Turnul Severin, județul Mehedinți, Orșova, județul Mehedinți, la Drobeta, Turnul Severin, județul Mehedinți, cu excepția traficului de marfă, Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, Naidăș, județul Caraș-Severin, Vâlcan, județul Timiș, Stamora Moravița, județul Timiș, pentru feroviar, cu excepția traficului de marfă, Lungă, județul Timiș, Foien, județul Timiș și Jimbolia, județul Timiș, feroviar, cu excepția traficului de marfă. Începând cu data de 15 mai, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleași familii. Deci nu mai trebuie declarație pentru acest lucru. Cu aceeași dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii, cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție. Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității sau zonei metropolitane, cu următoarele excepții: deplasare în interes profesional, inclusiv între locuința, gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea în scop umanitar sau voluntariat, deplasare pentru realizare de activități agricole, deplasare pentru comercializare de produse agroalimentare de către producător agricol, deplasare pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi, deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament, deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea copiilor, membrilor de familie, îngrijirea unei rude, afin sau persoana aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnavi sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie, deplasarea pentru asistența medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, și mai sunt încă câteva puncte care se vor vedea la publicare. Se menține, bineînțeles, măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar universitar și se permite desfășurarea, după data de 2-6-2020, a unor activități de pregătire pe o perioadă de 2 săptămâni pentru elevii claselor terminale a 8-a, 12-a, a 13-lea, precum și pentru organizarea examenelor naționale în condițiile respectării măsurilor de prevenire. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către inspectoratele pentru situații de urgență și a poliției locale de către inspectoratele de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și măsurile dispuse cu privire la personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităților instituțiilor de învățământ, referitoare la punerea la dispoziție direcțiilor de sănătate publică, cu excepția perioadei 2-12 iunie, precum și în perioada desfășurării examenelor naționale. O să mă opresc aici, iar, bineînțeles, pentru măsurile specifice pentru fiecare domeniu, urmează să se emită clar dispoziții de către autoritățile competente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Așa cum am spus, regulile de desfășurare ale unor activități care necesită măsuri specifice de protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului de Competență în domeniul respectiv. Îl rog pe domnul Ministru al Sănătății să vă dea câteva exemple de asemenea teme care vor fi abordate în cel mai scurt timp într-o formă juridică, într-un act normativ important pentru gestionarea stării de alertă. Bună seara! Odată cu ora zero, România trece din stare de urgență în stare de alertă. Se trece într-un context al pandemiei în care suntem pe o pantă ușor descendentă în acest moment, cu un număr de cazuri noi confirmate în scădere, cu un număr de cazuri
în terapie intensivă în scădere, cu un număr crescut de vindecări, 9.000. Suntem într-un context în care rămânem cu precauții, rămânem cu acele reguli, suntem într-un context în care apar măsuri de relaxare, dar suntem într-un context în care se deschid sau se reiau și anumite activități. Reluarea acestor activități se desfășoară în cadrul unor reguli de funcționare și desfășurare. Aceste reguli le vom găsi în ordin comun semnat de Ministrul Sănătății și Ministrii de Resort. Reluarea sporturilor individuale sau a cantonamentelor pentru sportivii de performanță le veți găsi în ordin comun al Ministrului Sănătății cu Ministrul Tineretului și Sportului. Reluarea începând din 2 iunie a pregătirii elevilor de clasa a 8-a, a 12-a, a 13-a, îl veți găsi ca și reguli într-o ordin comun al Ministrului Sănătății cu Ministrul Educației. Reluarea sau deschiderea muzeilor, regulile le veți găsi într-un ordin comun al Ministrului Sănătății cu Ministrul Culturii. Începând cu 15 mai, se reiau și slujbele religioase în exteriorul bisericii. Este un prim pas pentru a face o evaluare ulterioară, în decurs de 14 zile, a acestei măsuri și a putea, în etapa următoare, să dăm voie să se țină slujbe și în biserică. Aceste reguli, care au fost evaluate și enunțate împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică, vor fi într-un ordin comun al Ministrului Sănătății cu Secretariatul pentru Culte. Se reiau sau se deschid hotelurile și în acest context vom avea un ordin comun care va specifica regulile împreună cu Ministrul Economiei. Deschiderea saloanelor de îngrijire corporală și regulile aferente acestei deschideri le veți găsi într-un ordin comun cu Ministrul Economiei și Ministrul Muncii. Reluarea activităților sau transportului în comun va impune niște reguli pe care le vom găsi într-un ordin comun cu Ministrul Transporturilor. Menționez în continuare că se reiau în acest context și activitățile desfășurate în cabinetele de stomatologie cu reguli aferente pe care le veți găsi în ordin al Ministrului Sănătății. Pacienții pentru cabinetele de stomatologie care au și patologie COVID se vor putea desfășura în cabinete special desemnate. Odată cu 15 mai se reiau și activitățile medicale pentru patologia non-COVID, care specific se va desfășura după reguli sanitare epidemiologice în unitățile sanitare desemnate non-COVID. Rămânem în continuare într-o pandemie, rămânem în continuare cu spitalele de fază 1, fază 2 și suport COVID pregătite. Suntem în continuare în desfășurarea unei patologii pe care o avem și nu trebuie să o scăpăm din mână. Există un moment al relaxării care trebuie bine gestionat, există un moment al relaxării care nu trebuie să uite de precauții și de reguli. Vom evalua această relaxare și primele măsuri la 14 zile. Evaluarea ne va da și măsura continuării cu alte relaxări sau intervenția pentru a corecta în cazul când vom avea o creștere a numărului de cazuri noi, a numărului de cazuri în terapie intensivă sau a numărului de decese. Mulțumesc! Mulțumesc! În încheiere vreau să spun că principalul nostru scop este protejarea sănătății populației. Doar împreună putem reuși și pentru a fi învingători în această luptă, trebuie să fim cu toții responsabili, responsabili, responsabili. Vă dorim multă sănătate!